Bună seara, toată lumea în sală? Da? E cam târziu, nu? Hai, să vină și ultima oameni. Să ne dezvolțim un pic cine a fost astăzi la Găpeș, până sus. Super, cine a fost ieri la Găpeș? Super, cine a fost anul trecut la Găpeș? Da, numesc. Începem? Bun. Vă urăm bună ziua la SEOSPC, ediția numărul 144, 40 de lucruri esențiale în digital marketing. Eu sunt Virgil Pascu, PPC manager la Startup Media Vest și în seara asta mi-am luat tricoul de joacă, special pentru voi. Bun, voi fi pe casa voastră, așa cum v-ați dat seama. Și înainte de a începe, vreau să vă spun o mică întâmplare tocmai nefericită. Andreea Moisa, una dintre speakerii în această seară, s-a îmbolnăvit de varicelă. Așa că cine a fost cu ea în ultimele două săptămâni, să se pregătească dacă nu a făcut varicelă. Eu am făcut o vârstă destul de înaintată și e foarte, foarte mult la vârstă mare. Așa mai că... Mai speriană. Să fie pregătiți. Bun, vom schimba puțin parcursul acestei seri. Iar în timpul sesiunii de final, sesiunea Andrei, practic, vom descoperi împreună 10 alte lucruri esențiale în digital. Adică avem nevoie de ajutorul vostru prin sală, în cazul în care unul dintre speakeri a uitat ceva sau aveți voi ceva în plus de spus, ar fi minunat să facem o discuție liberă, fiecare vorbește, spune ceea ce crede că ar mai trebui spus și să fie așa un pic interactiv, mai ales că e pe final. Vă mulțumim vouă publicului pentru că sunteți alături și pentru că vă urmăriți pasiunea pentru marketing online la lumea SEOPC. E minunat că venim aici în fiecare lună și că suntem multicei, din ce în ce mai mulți. Vă invităm și pe Facebook, cine nu e pe Facebook, eu sunt, cine nu e pe Facebook, pe grupul comunității. Am un nou dorit, că mai nu, ok, gata. Am încetat cu asta. Am ajutat 2840 de membri în 5 ani. Super! Uite, vezi, nu știam asta. Sunt cei din Pakistan sau de da. Bun. Trebuie să ne mulțumim sponsorul. Acum am un moment publicitar. Conversion, MLD, Vinescu, Web Digital, două parale, Retargeting și Digital Workforce. În această seară ne vor fi alături ca speakeri Bogdan Aron, Product and Strategy la TuPerformant, Ioana Barbu, Conversion Optimization Manager la Bitdefender și Andrei Cizmaru, blogger de andreicizmaru.ro. Înainte de a începe, bineînțeles, avem câteva vești. Cei mai implicați, trei participanți, vor primi câte o sticlă de vin din partea Vinescu.ro. Cineva a zis, cineva știe. Bun. Sticlă este acolo, în spate, mai nu se repăzește până la final. Bun, mai am de spus ceva, dacă vă place acest eveniment, dacă vă place acest eveniment și nu vreți să ratați următoarele întâlniri, mai există două tipuri de abonamente pregătite. Alina poate să vă dea multe detalii, Ionuț, sau pe e-mail, sau pe Facebook, întrebați, tot e ok. Bun, să trecem la treabă. Primul speaker în această seară, Bogdan Aron, Product and Strategy to Performance. Nu știu slide-urile pe deasupra și jos, nu știu aici. Data n-am pus cam mult test, că până acum puneam foarte multe poze și uitam ce voiam să zic. Și așa că ne spun mai bine decât să fac cum trebuie, mai bine fac cum mă descurc eu. Așa, foarte bine. Da, văd. Hai să-mi dau seama, gata, văd. Eu cumva, din câte mi-am dat seama, am nimerit-o, că la un moment dat inițial am vrut să scriu 40 de lucruri esențiale. Digital marketing. Apoi m-am gândit că dacă sunt 4, mai bine fac doar 10, că poate mai fac și ceilalți. Acum înțeleg că în ultima sesiune trebuie să mai scoatem încă 10, dar nu cred că o să fie o problemă. Asta merge mai bine, oare? Poate merge mai bine asta. Așa. Și pentru că sunt doar 10, am zis ca eu în seara asta să vă zic 10 lucruri esențiale în performance marketing, despre care se vorbește mai puțin. Și primul dintre ele, acela cu performance marketing-ul, captează cererea. Ce înseamnă asta?
facem foarte multe. Nu știu, câți dintre voi, să facem un pic ca să-mi dau seama, dar câți dintre voi aveți un magazin online sau o casă într-un magazin online? Ok, și câți dintre voi sunteți specialiști sau lucrați la o agenție care face lucruri? Ok, deci mai mult din partea clienților. La un moment dat avem impresia că Google-ul, de exemplu, poate să ne rezolve orice problemă pe care o avem. Dacă avem un magazin de cunoscut, am făcut un magazin de laptopuri, am bidat pe cuvântul laptop și în momentul ăla ce s-a întâmplat, a venit trafic și toată lumea a cumpărat de la noi. În realitate nu prea se întâmplă lucrul ăsta. De ce? Pentru că brandul magazinului nu este cunoscut. Și există o diferență foarte importantă între awareness și performance. Campaniile de performance marketing sunt în principiu eficiente atunci când captează o cerere care deja există. Ce înseamnă asta? Am să vă dau un exemplu. Nu știu, o agenție de turism își face reclamă la TV, își face awareness și pe urmă sunt foarte mulți oameni care încep să caute pe Google numele agenției. Prin performance marketing putem să luăm și să atragem din traficul acela, să atragem către site-ul magazinului. În schimb, awareness-ul ce face și face foarte bine este că generează cerere. Și asta două merg foarte bine, foarte bine împreună. De multă, și eu când am început să fac AdWords, acum mai mulți ani, eram așa total anti-bannere și nu suportam bannerul deloc. Și mi se părea că sunt o pierdere de timp, că sunt foarte scumpe și că agențiile și clienții aruncă bani. Și eram foarte pornit pe partea asta de Google AdWords. Cu timpul mi-am dat seama că poți să faci cu cea mai minunată campanie de Google AdWords, că dacă magazinul respectiv nu are un brand, consumatorii nu au încredere, nu are prețuri bune și așa mai departe, poți să fii tu cel mai mare specialist de Google. La fel, la un moment dat, nu știu, lucram cu Provident la două parale. Ce se întâmpla în momentul în care Provident își făcea reclamă la televizor, se genera cerere foarte multe și creșteau foarte mult numărul de căutări pe brand pentru Provident. Și ce făceam noi? Captam cererea prin reclame AdWords, pentru că, după cum știți, pe Google poți să-ți faci reclamă. Întotdeauna și concurenții tăi o să facă reclamă pentru brandul tău și de asta e bine să-ți securizezi și să captezi tu cererea pe care ai generat-o. Noi la două parale, un alt exemplu când am apărut, în 2000, două parale a fost fondat în 2008, la final de Radu Spinanu, în 2009 și din 2010 condusă de Dorin Boierescu. E, cumva în momentul ăla când a apărut două parale, imaginați-vă câți oameni erau în România care căutau marketing afiliat. Probabil că erau vreo 3-4 și erau aia care făceau pe Clickbank, Commission Jackson și așa mai departe. Deci nu prea exista cerere și ca noi, ca în momentul ăla două parale să poată să aibă un business, pentru că nu eram atunci acolo, ce au făcut oamenii au fost următoarele lucruri. Au făcut o grămadă de parteneriate și au început să fie prezenți la evenimente. Au început să genereze o grămadă de... Să creeze evenimente în țară, da? Ecom, Team Sunday, sunt fondate de două parale. Au început să facă workshop-uri, au început să scrie o mulțime de conținut. Și în felul ăsta, la un moment dat, a început să crească foarte mult numărul de căutări și oamenii au început să înțeleagă ce era marketing afiliat și au început să-l caute. Și, practic, a fost două parale, a fost cea care a creat piața pentru marketing afiliat. Pe urmă, ca să captăm toată cererea aia care se crease, ce am început să facem, numai de bine. Am început să facem și noi Google, pentru cine caută afiliere două parale, ne-am făcut și noi programul nostru de afiliere și așa mai departe. Dar dacă am fi început cu programul de afiliere și cu Google, am fi captat fix alea trei căutări care erau la început și nu am fi obținut, nu am făcut mare lucru. În principiu, IAB-ul zice că sunt patru criterii pentru care o campanie este de performance. Primul criteriu spune că obiectivul campaniei este de a convinge consumatorul să facă ceva. De obicei, să facă ceva e similar cu destul de mult cu achiziție online sau completare de formular. Al doilea criteriu este că relația dintre campania de advertising și acțiunea consumatorului poate fi clar măsurată. Și de obicei două parale, un exemplu, AdWords-ul e un exemplu și toate celelalte tool-uri sau de performance pe care știți sunt astfel de exemple. La TV, de exemplu, nu poți să măsori relația directă dintre campania de advertising și intenția fiecărui cu consumatori. Poți să optimizezi în timp real, foarte important în campanie de performance, și al patrulea criteriu care nu e obligatoriu, dar cumva e întâlnit de cele mai multe ori, în campaniile de performance, întotdeauna plătești sau modalitatea de plată este strict legată de
acțiunea făcută de utilizator. Adică plătești la vânzare, plătești la click, plătești pentru completare de formular și așa mai departe. Nu plătești pentru afișe sau pentru like-uri sau pentru orice alte alți indicatori, pentru că din alte, de pe alte canale. Bun. La un moment dat, când am început eu Google să fac în 2006-2007, Google Ads era destul de simplu și era compus în două. O parte că erau puteai să fii afișat pentru căutări. Dacă cineva, nu știu, căuta dog food, puteai să te afișezi cu o reclamă pentru dog food. Și aveam inovația asta foarte tare cu afișarea bannerelor contextuale. Adică bannerele nu mai erau afișate ca până atunci în funcție de un planning, nu știu, bărbații 20-40 de ani din Slobozia, ci erau afișate în funcție de niște algoritmi bazați pe cuvinte cheie. Dar era simplu, interfața era simplu, totul era simplu. Ce se întâmplă acum, am auzit o grămadă de tupenii și oamenii sunt extraordinar de busolați, chiar și specialiștii. Fiecare dată că se loghează în cont, nu știu, odată pe săptămână la două săptămâni, apare ceva nou în cont, e mutat un buton, apare un alt raport și așa mai departe, devine complicat. Problema pe content, în afară de remarketing, a rămas în continuare. Foarte greu să generăm conversii pe content, chiar și cu targetarea asta de cuvinte cheie. Au apărut o grămadă de canale de tool-uri de performance. Am auzit acum de curând o problemă, ok, ce fac? Am pornit RTB, mai țin și Google, care sunt comenzile care se suprapun, care sunt comenzile diferite, ce fac? Comenzile telefonice, niciodată, foarte greu să le măsori prin AdWords. Feed-urile de produse pentru campanii de DSA, cine a făcut pentru campanii de dynamic marketing, DSA-ul targetează totdeauna aiurea, e foarte greu să-l faci să targeteze cum trebuie. Below first bit și una foarte tare pe care am auzit în ultimul timp, vorbeam cu cineva și povestea că ei au început să se uite și la alte canale de promovare și l-au intrat. Eu trăia pic cu impresia că, bă, dacă tu Google folosim toate tururile astea, ai YouTube, ai mobile, ai search, ai content, ai toate nebunile astea, nici o practică, cred că e de peste 90% pentru România. De ce te uiți și în altă parte? Și ce mi-a zis? Și într-adevăr, cumva m-am uitat și eu și are dreptate. La un moment dat, ca să generezi o conversie suplimentară în Google, începe să te coste mult mai mult decât faci tu pe conversia aia. Deci o chestie, există un punct de inflexiune din care, în moment, e foarte greu să mai generezi conversii, e imposibil să mai generezi conversii cu un cost bun în Google. Ce am observat foarte mult și ce se întâmplă, și chestia asta am făcut-o și eu la început, și sunt că se întâmplă prin agențiile de AdWords, da? Cu toții ne facem o agenție de AdWords, pentru că e foarte ușor să faci o agenție de AdWords, sau de social media, sau de orice altceva. Oamenii învață foarte bine niște tool-uri și cred că ăsta e diferențiatorul suprem. Dar ce se întâmplă mai departe este că sunt o mulțime de alți oameni care învață fix aceleași tool-uri. În România, acum, cred că sunt peste 10.000 de oameni care au terminat la OMA. Nu știu, aici Ionuț, cred că poate să-mi confirme. Mulți oameni la OMA, e și Elena care nu poate spune despre... 10.000 de oameni care știu să folosească Google Ads. Asta nu mai e, deja nu mai e un diferențiator. Iar să faci performance marketing nu înseamnă să folosești Google, da? Dacă folosești Ads, de exemplu, asta nu înseamnă că ai făcut performance marketing. Și am căutat aici un exemplu, n-a trebuit să caut foarte mult. Căuta Mihai Ionescu și e fix de awareness. Primul este de a crește awareness-ul pentru o, cred că e asociație. Amândouă, de fapt, sunt pentru a crește awareness-ul pentru două asociații. Dar n-are nicio treabă cu demnul utilizatorului de a face ceva, măcar de a da click, de click ca să vină aici ca să vizite sau să vă ajut. Cum? Nu contează, ideea e că anunțul ăsta nu e performance. Bun, și aici m-am desfășurat eu un pic și am zis că nu are să le țin în minte pe toate astea. Performance marketing nu înseamnă tool-uri, ci înseamnă să știi să captezi cererea, înseamnă să știi ce caută oamenii, înseamnă să știi ce intenții au, care sunt nevoile lor. Tool-urile, credeți-mă, se învață foarte ușor. Eu n-am mai făcut o campanie de AdWords de foarte mult timp, dar dacă mă loghez acum într-un cont, într-o oră se cel puțin la fel de bun ca oricare dintre voi de aici. De ce? Pentru că am studiat foarte mult partea de strategie, partea de marketing, felul în care gândesc consumatorii, ce nevoie au și așa mai departe. Deci e ok să știi, la un moment dat e ok să știi un tool, AdWords-ul e suficient, dar nu vă concentrați pe chestia asta foarte mult. Dacă știți AdWords-ul și vă logați pe urmă în oricare alt server, vă descurcați
simplu. Și la un dat e imposibil să știi pe toate, dar avem acum o, deja mai asta de optimizarea conversiilor, cred că sunt, nu știu, 10 tool-uri la noi pe piață despre, pentru optimizarea conversiilor. Tendințele sunt către automatizare. Concentrați-vă, e bine să învățați să automatizați și am și despre asta un punct, dar concentrați-vă pe lucruri care nu pot fi automatizate, cum ar fi creativitatea, emoțiile și așa mai departe. Asta niciodată nu o să puteți să le faceți din programare sau un programator nu se poate să vă ajute aici. Citiți, Excel în schimb e un tool pe care trebuie să știți dacă sunteți specialiști, dacă lucrați în marketing trebuie să știți să lucrați cu Excel. Pivoți, nebunii, dacă se poate și VBScript e cu atât mai bine. Eu nu știu deocamdată VBScript, dar nu e tipul pierdut. Și e foarte important cum funcționez eu când lucrez, când, nu știu, să zic că în țale tip din prietenul meu, care așa și-a deschis acum un magazin online de jucării, e un model foarte mișto la ei. Poți să plătești un abonament de până între 100 de lei pe lună, nu știu exact cât e, și fiecare săptămână primești o cutie cu, în fiecare lună primești o cutie cu jucării acasă. Insight-ul e că la un moment dat copiii se plictisesc foarte repede de jucării și părinții dau o grămadă de bani pe ele. La Evertoys, chestia asta se întâmplă până la și fiecare lună îți vine o altă cutie. Eu acum, dacă ar fi să... cum aș lucra, dacă Fibia ar fi clientul meu, cum aș lucra? Că le-aș pune o grămadă de întrebări ca să înțeleg business-ul lui. Ok, cine cumpără, femeile sau bărbații? Care e factorul de decizie? Ce ar căuta? Pe ce forumuri stau? Și așa mai departe. Și la un moment dat, tot discutând cu el, încep să mă prind de turul de audiența pe care o targetez și pe urmă foarte ușor ajung la turul pe care mă interesează. Și dacă știu că, nu știu eu, că îmi spune că mamele care, că factorul de decizie sunt mamele și că citesc bloguri culinare, de exemplu, atunci aș putea să mă duc foarte ușor să-i fac o campanie pe bloguri culinare. Sau... Deci asta e ideea, nu vă cramponați în tool-uri, în canale sau în alte lucruri de genul ăsta. Prima oară când faceți o campanie pentru un business, înțelegeți care e problema pe care o are business-ul ăla. Învață programare. Da, trăim niște vremuri în care oamenii de marketing trebuie să învețe programare. E nasol, da, știu, dar e peste tot în jurul nostru. De fapt, cumva sunt două direcții aici. Prima e partea artistică, să zicem așa, e partea de creativitate, de emoții. Acolo chiar nu trebuie să știi programarea, dar numărul oamenilor care o să facă chestia asta o să fie unul destul de mic. Și nu o să putem să facem toți chestia asta. Toți ceilalți care o să facem o să intrăm în partea științifică a marketingului, care înseamnă statistică, înseamnă programare, înseamnă algoritm, înseamnă Excel și înseamnă o grămadă de alte lucruri. Și chiar dacă, în momentul, nu știu, să zic, în următorii 5 ani nu o să fie nevoie să știți voi JavaScript, măcar să înțelegeți și să aveți la parte aia ca în momentul în care vă duceți la echipa voastră de development să știți ce să le cereți. HTML-ul de programare, dar iar ăsta și ăsta e un must. Nu știu că știu dintre voi că lucrurile de toți am așa subiect să aflu că acum am pus să pui scripturi de JavaScript ca să automatizez diverse lucruri. E fabulos înainte, pe vremea mea, ca să zic așa, ca să afli quality score-ul fiecărui cuvânt cheie și, pe urmă, quality score-ul pe cont și, pe urmă, să ai un track pe chestia asta, era foarte complicat. Acum poți să faci un script care îți trimite pe mail sau care îți vasă în Excel și devine totul mult, mult, mult mai ușor. Google Data Layer, Google Tag Manager, care este esențială pentru orice site, necesită cunoștințe de programare. Toate implementările astea de soluții, de optimizare a conversiilor, de RTB, iar necesită programare. Și cumva, acum, pentru companiile care își permit, recomandarea mea este să dedicați un developer pentru echipa de marketing. Pentru că cerințele sunt foarte multe din direcția asta. Problema cu treaba asta cu developer, eu în ultimul an și jumătate am condus echipa de developer pe la două parale, unul sunt programator. Dar cred eu că noi am făcut o treabă foarte bună și eu și echipa. Problema pe care o văd și care se poate întâmpla în companii de genul ăsta este că dacă ai un singur developer pentru marketer, eu o să plictisească groaznic. 5 e bine că vorbesc ei limbajul lor și nu o să se plictisească. Și dacă aduci unul singur, pentru ăla o să fie groaznic. Că vreau să vorbiți de cuvinte cheie, de bannere, de reach, de like-uri, de Facebook.
Și el o să se gândească la GitHub, la deploy-uri, la staging-uri, la o grămadă de alte chestii. Și n-are cu cine să vorbească și n-are de la cine să învețe și o să plictisească și probabil că o să plece. Deci asta e destul de tricky și nu știu exact cum s-ar putea rezolva acum. Marketingul afiliat e un canal de promovare. De asta m-am dat seama când am fost în 2013, cred că am fost la Affiliate Management Days la Londra. Și am vorbit un pic cu Geno Brusakov. Geno e unul dintre tipii cunoscuți și în affiliate marketing la nivel mondial și e unul dintre tipii care știe foarte bine partea asta de e-commerce, de affiliate marketing. Mai e și partea de produse digitale, mai e și partea de lead-uri, partea de mobile și așa mai departe. Și cumva ce zice el are sens și am observat-o și noi. Affiliate marketingul e ca un layer peste toate celelalte canale, tool-uri, whatever, de marketing. Acum, nu știu, dacă e să ne gândim un elefant, da? Să luăm elefantul de la noi din două parale. Elefant e promovat de afiliați care știu Google AdWords, e promovat de afiliați care știu social media, e promovat de blogger, e promovat de afiliați care știu email marketing, e promovat de afiliați care știu programare și care au făcut comparatoare de prețuri și așa mai departe. După cum vedeți, niciunul dintre afiliații practic nu face afiliere. Fac fie social media, fie blogging, fie AdWords, fie orice altceva. Și de asta ziceam că Google Air e ca un layer care vine peste toate celelalte limbaje de programare. Afilierea e un layer ca un layer care vine peste toate celelalte limbaje de programare. Dar cu ce vine nou este că îți oferă un alt sistem de plată. Da? Dacă la Google plătești la click-uri, la social media plătești la click-uri sau la impresii, sau plătești pe tarife fixe, I don't know, în afiliere plătești întotdeauna pentru vânzare. Și avem magazine, de exemplu, care nu-și mai fac Google AdWords și lasă afiliații să le facă. Mă rog, cu niște restricții, noi interzicem brand building, dar în rest, în afară de asta, afiliații fac AdWords pentru magazine. Dacă nu mă înșel, cred că și elefantul e un trend. Nu mai știu exact dacă își fac ei AdWords acum și ei, dar sigur și afiliații le fac. Și în felul ăsta, elefantul nu mai plătește pentru click-uri, ci plătește strict pentru conversiile pe care le primește. Un alt avantaj e că totdeauna magazinul decide cât plătește. Decide 4%, 2%, 3%, 10%, 20%. Procentul ăsta se stabilește dacă se intrează o dată în afiliere. E bine să știți că acest procent se stabilește în funcție de marja pe care aveți pe fiecare produs. Adică în ITNC nu se poate niciodată să dai o comisiune de 15%, că ai mai mult decât marja pe care o face magazinul. În schimb, un fashion poate ajunge până la 15-20% destul de ușor. Ce mai e foarte tare în afiliere e că poți să ajungi să lucrezi cu o mulțime de oameni. Tu ca și magazin, de exemplu, dacă luai pe cineva care să-ți facă și Instagram, și Facebook, și blogging, și AdWords, și social media, și să-ți cumpere și bannere, și cineva să scrie review-uri, și să faci și comparatoare de prețuri și așa mai departe, imaginați-vă câte lucruri trebuie să știe. E foarte greu și mai ales pentru magazinele mici și medie, numărul de tool-uri și de canal a crescut așa cumva exponențial și e foarte greu să mai ai competență pe fiecare dintre ele. În schimb, poți să le îngrobezi sau pe ele, pe o parte dintre ele sau pe toate, poți să le alegi să le îngrobezi prin afiliere și în felul ăsta faci doar gestiunea afiliaților, care sunt ca niște oameni de vânzări. Și în felul ăsta e mult mai ușor și mai comod. Plus că ce se întâmplă și ce am observat e că la un moment dat, oricât de mare aș fi magazinul, afiliații se prinde niște metode de promovare pe care niciodată o singură agenție sau un singur om se va putea prinde. Să vă dau un exemplu. Claudia Pleș e una dintre afiliatele noastre foarte vechi. Și am povestit la un moment dat cum a mergea pe stradă și a observat că se poartă niște tip de cizme. Și a vorbit cu unul dintre magazinele de la noi în Rățac, cu care avea o relație bună și a vorbit cu proprietarul și a zis, auzi, poți să aduci, te rog, 100 de perechi de cizme roșii, nu știu de care și așa. Și a dat de ce? Păi cred eu că se vândă foarte mult vara asta. Și magazinul respectiv a adus și Claudia a vândut o grămadă de cizme și până i-a adus cizme și așa mai departe. Feedback-ul și în jurul nostru se întâmplă o mulțime de lucruri. E foarte greu ca noi, ca o singură persoană, să fie atent de la toate. Ce s-a mai întâmplat în alt exemplu cu Plantum, am avut și studiul de caz la noi pe blog.
un afiliat care promova Plantum, Plantum e un magazin de produse naturiste. Avea un produs, nu mai știu exact ce făcea, cum sau cum se numea, dar ideea era că produsul ăla rezolva o problemă destul de nasoară. Ei, magazinul nu știa de treaba asta și nu se priseseră să pună lucrul ăsta în descrierea produsului. A fost un afiliat care l-a dat un mail, a băgat chestia asta în descrierea produsului și în momentul ăla au început să vândă mult mai bine produsul respectiv. Și avem o mulțime de astfel de exemple. Majoritatea oamenilor cred că afiliații sunt niște băieți care promovează niște site-uri mai mult sau mai puțin corect și câștigă niște bani. Ce se întâmplă de fapt este că flow-ul de informații e și invers. E de fapt mult și de la afiliați către magazine. Și cred că la afiliere e unul dintre simple blere sau de promovare, canale de promovare, deși am zis că nu știu cum să zic altfel, în care o factoră mare e bună. Adică întotdeauna, nu știu, dacă să cumperi afișeri, te duci, mă duc la ceva care are un la gândul punctiv, voi să cumpăr afișeri. Totdeauna o să existe o negociere între mine și el și asta e ceea ce se numește un joc cu sumă zero. Ori el, ori eu o să fiu nefericit și o să credem că unul dintre noi nu că și-a luat apă, dar aș fi putut să negocieze mai mult. La fiere ce se întâmplă este că, ok, cât îți permiți tu să dai pe vânzare? Păi am fashion, ok, care e marja ta? 30%. Bun, cât, deci tu să risc să dai maxim 30% pe vânzare. Nu o să plătești 30%, o să plătești 15%. Eu dacă tu, ca și magazin, dacă vinzi de 1 miliard sau de 1 milion sau de 10.000 de lei, o să plătești același procent. Deci, teoretic, îți permite să scalezi costurile și să le ții sub control, din punctul ăsta de vedere. Gestionat corect, un program de afiliere îți va aduce între 5 și 30% din vânzări. Cam astea au magazinele care sunt la noi în rețea și care fac o treabă bună. Plantul, de exemplu, aici, în 3 luni și-a crescut vânzările de vreo 20 de ori prin afiliere. Vânzările prin afiliere de vreo 20 de ori. De la 1-2% din vânzări au ajuns pe undeva până la 20%. Și în cifre absolute e la fel de mult. E, la noi pe blog este un studiu de caz. El e făcea toate greșelile posibile. Adică au făcut corect primul lucru. S-au înscris pe site și au pus codul de trading, că au ales comisiunul și așa mai departe. La rest, nu vorbeau cu afiliații, nu aveau banele orientate către vânzare. Nu comunicau cu afiliații, nu reprezentau deloc afiliații și așa mai departe. Și cu câteva exerciții de-astea de, ok, hai să punem banere dacă facem afiliere, să nu mai punem banere care prezintă brandul, pentru că nu-i interesat nimeni să-ți facă ție awareness în afiliere, hai să punem niște banere care prezintă cele mai vândute produse. Hai să punem un feed de produse, hai să le dăm un mesaj afiliaților când intră la noi în rețea. Hai să le explicăm produsele. O mare problemă la ei era că oamenii nu prea cunoșteau partea asta de produse naturiste. Și nu neștiind, la un dat asta, dau dintr-una alta, la un dat asta de vorbă cu un tip care făcuse un magazin online de ochelari. Și asta de vorbă că în vreo 2 ore. El a inițiat, credeam că știu tot ce se poate ști despre ochelari. Eu n-am ochelari, n-am purtat vreodată, n-am venit niște rame și niște lentile, cât de greu poate să fie. Deci mi-a vorbit omul în continuu 2 ore despre ochelari. Când am plecat de acolo, că aveam 50 de strategii pentru Twitter, 50 de strategii pe Facebook, 50 de strategii pe orice altceva, pe care n-aveam cum să le știu pentru că nu cunoșteam produsul. E, fix chestia asta se întâmplă și cu Plantum. Oamenii nu știau cum să promoveze pentru că nu știau produsul, nu știau creații, nu știau nimic. Imediat ce au început să învețe produsul, au apărut și rezultate. Deci, după cum vă spuneam, chiar unul dintre afiliați a venit cu feedback și a zis, bă, uite, produsul ăsta, de fapt, rezolvă și problema asta, scrieți și asta, descrie. Au început să trimită produse de test către afiliații care aveau site-uri de conținut, bloguri sau site-uri de conținut. O altă chestie iar, super tare. Cam așa arăta graficul înainte. Și aici vândeau cam de 1.500 de lei, ceva de genul, 1.000-1.500 de lei, fără TVA. Și aici deja cred că ajunsese la vreo 30.000 de lei. Da, probabil că anul ăsta va fi anul care va fi primul afiliat, care va genera peste 100.000 de euro într-o lună de afiliere. Acum cred că e pe la 80.000, 70-80.000, dacă nu mă înșel. Afiliații nu sunt numai blogări, sunt și... Spune-te. E un singur om sau e o echipă?
un singur om care și-a făcut echipă. Dar a plecat, adică el a luat, da, nu pot să zic foarte multe, că el, nu. Putem să zicem că e un singur om, fără nicio problemă, adică și singur ar putea să ajungă destul de aproape de treaba asta. Afiliații nu sunt mai... Știi cum e, Bogdan? Într-un fel poți face jobul unui singur om, dacă te legăm la 20 de ani. Da. Dar nu e asta, să câte o companie nouă fără servicii, pe drag cealaltă. El sau ea a făcut foarte multe chestii de unul singur și la un moment dat a simțit nevoia să-și mai ia niște oameni. Afiliații nu sunt numai blogger sau astfel de oameni singurati, sunt și, nu știu să vă zic, sunt și știrile ProTV afiliați, e și Realitatea, GSTO a făcut acum un proiect foarte mișto pe afiliere, sunt și programatori, sunt și oameni de marketing, sunt și pensionari, sunt și copii. Eu când am venit primar la Două Parale, nu știu, cred că am mai zis asta, dar sigur am mai zis asta la prezentări, dar nu știu exact dacă vă știți, așa că o să repet. Când am venit prima oară la Două Parale, am zis, bă, mă duc și la altă regie de publicitate sau na, cum. E foarte simplu, da, cum erau toate, era și Două Parale, numai că la ăștia nu era pe afișeri, la ăștia era pe vânzări. Statul la două, era destul de ok așa. Și până la un dat m-am dus acasă și am vorbit cu maică, am mers din Slobozia și am fost într-un weekend la ei mei acasă și de seara am vorbit. Na, ce am ajutat la cum sunt toate discuțiile pe care sunt convins că mulți dintre voi le știți. Și la o dată zice, auzi, hai că te trebuie și eu ceva un pic mai serios, așa. Mai care nici acum nu știe ce fac, adică e treaba asta cu internetul, nu o înțelege. Mă rog, nici mai, dacă am apărut o dată la ziar sau așa, e, înseamnă că, și dacă m-am luat o casă, cu prima casă, înseamnă că ce faci acolo e ok. Și am zis că are pe cineva, o prietenă care are un copil, era puștă, cred că era clasa 6-7 atunci, și s-a dus la părinți și le-a cerut cardul, banul, ceva, și de atunci a început să primească niște bani pe card. Și mă întreabă pe mine, tocmai erau, nu știu, prinsesele niște hackeri până Alexandria sau nu știu pe unde, și mă întreabă pe mine dacă ar putea și puștiul respectiv să facă de-astea. Am concentrat cât am putut de mult, dar n-am reușit să-mi dau seama. Am zis, bă, e posibil? Nu m-am prins. Și până peste câteva săptămâni am văzut că erau printre pe listele de plată la noi. Era numele de familie și pe numele de taică era pe listele de plată la noi, că n-avea voie să-și ia bani. Și pe momentul ăla m-am avut așa o epifanie și am zis, stai așa un pic. Deci ăsta câștigă și ajunsese să câștige mai mulți bani decât câștiga maica sa. Că întâmplător știu care era salariul, na, oraș de provincie, alea. Și ăsta câștiga mai mulți bani în clasa 7, dar cât câștiga mai exact, făcea, avea niște creterități de site-uri, că nu vă imaginați cu ceea ce niște ce lucruri sofisticate, dar să prinsese el de niște lucruri. Și avea un AdSense pe site, avea și două parale și așa și făcea bani. Și zis, what the fuck? Și atunci m-am prins de multe lucruri de-astea filozofice, unul dintre ele că, na, filiera poate să aducă foarte mult. Noi mergem acum cu The Performant în afara României și încercăm să aducem oameni, da, români, moldoveni, ucrainieni, ruși, din Bangladesh, din Australia și așa mai departe, să ajutăm să promoveze magazine de-astea din Occident ca să câștige bani. Imaginați-vă că puști ce poate să facă afilierea și nu neapărat afilierea, ci tehnologia, internetul zilei noastre, puști din Bangladesh, dacă știe engleză și dacă știe engleză că sunt așa, a fost colonie, poate să ajungă să câștige din ață, din două parale. S-au scris articole mai mulți bani decât au câștigat toată familia lui și toate trei generații. E o chestie fabuloasă de... Așa, avantajele sunt multe. Dacă te scrii două parale, acum poți să începi să promovezi în 5 minute, poți să începi să promovezi, nu știu, Vodafone sau Elefant sau Evomax sau Telecom sau Orange. Imaginați-vă dacă ați fi un blogger sau un mic sau ați avea o mică agenție de AdWords, sau aș ști să facem site-uri, imaginați-vă să vă uiteți acolo, așa, de gol, să vă uiteți la lui și la Vodafone, să ziceți, auzi, aș vrea și eu să lucrez cu voi, hai să facem și noi un contract. Nu o să întâmple asta niciodată la început până la ajuns suficient de oameni. Prin afiliere poți să ajungi să lucrezi cu brand-uri de-astea. Și una preferată la mea e asta, de la final, cu research și know-how, că e foarte mult de învățat și pe partea asta de afiliați. Și asta e povestea lui Dorin, dar mai zic și eu, când înainte să cumpăr el Două Parale, în 2009 avea Converter.ro, parcă era un site de stat de
conversii valutare. Și ce a făcut el? Auzise de treaba, s-a cunoscut securatul, auzise de treaba cu afiliera, să ai un convertor.ro, ai spus și ai niște banner. Ce fel de banner aș putea să pun pe convertor.ro? Păi aș putea să pun laptopuri scumpe, pentru că pe convertor.ro stau managerii, că doar ei lucrează cu euro și cu dolari. Aș putea să mai pun nu știu ce alte lucruri scumpe, n-am vândut nimic. Și la un moment dat, din greșeală, a scăpat niște banneri la tine, sau la magazinul ăsta de fashion și a început să vândă să rupă. Ce s-a întâmplat, de fapt, lucrurile care nu se prinsese el și nici toate studiile de audiență pe care le-a făcuse cu Sati, cu Oareo, ce trafic ce era pe atunci. Ce s-a întâmplat, apăruseră, se dezvoltase comerțul online în afara țării și erau multe doamne care cumpărau de pe Asus, de pe un magazin de pe altul. Și acolo apărau o rochiță 80 de lire. Bă, cât o semna 80 de lire? Asta, curs valutar, pac. 80 de lire egal cu 4 lire. Ha, opa, uite o rochiță. Cumpărau, începeau să cumpere. Și în felul ăsta, na, și în felul ăsta s-a prins că, de fapt, audiența lui de pe site nu era chiar aia pe care credea el și că ar putea să vindă foarte bine și către doamne și domnișoare. Dar ăsta e un calcul pe care l-am făcut altfel, că a părut să am trecut când a început Google să dea ca lumea în YouTube, au făcut cu lansare, cu chestii cu nebunii, toată auzeam în jurul meu, da, frate, YouTube, super ieftin, super tare, poți să... E, culmea, YouTube-ul nu este, e chiar mai, e mult mai scump decât TV-ul. Da? Dar ce se întâmplă, de fapt, astea sunt niște costuri aici. Nu mai știu cât de trivial acum, dar știu că am trecut, era chiar și un ban pe afișare. Dacă poate să-mi confirme Ionuț aici, și un ban pe afișare. Poate să fie 5 bani, 10 bani. Era și o țârbă pe... În schimb, TV-ul e undeva la... între 50 și 300 de euro cu punct de rating, cu punct de rating înseamnă 50.250 de oameni, cu bani 18.49. Prima diferență în avantajul YouTube-ului, din punctul meu de vedere, e că la YouTube plătești doar pe TrueView. Adică știi că oamenii ați arătat timp de 30 de secunde la clip și au luat tot clipul. Și în plus de asta nu e calculat statistic cum e la TV. Știți cum se calculează reach-ul la TV? Stăluiești ceva de oameni care au un dispozitiv în casă, care se numește People Meter și prin statistică de la 1000 ceva de oameni spun că Ioana și cu Bogdan s-au uitat la, nu știu, România o tale. Dar e statistică pură. E bună, da? Statistica e bună, dar e statistică. Deci pe YouTube un spot ajunge la 2.412.000 de euro, chiar și mai mult depinde de mod evident de cât vreți să plătiți. Și milioane de oameni cam atât te costă să ajungi la ei. La TV te costă între 1000 și 6600 de euro. 6600, probabil, dacă o să cumperi la ESCA, la știrile Pro TV, cam atât o să te costă un spot. La TV ai costuri de producție mari, da? Am văzut cu toții și reclame tâmpite, dar asta nu înseamnă că nu costă mult. Și alea tâmpite costă la fel de mult. Pe YouTube, în schimb, ar putea să poste ceva mai puțin, puteți să faceți geografică, puteți să faceți animație și așa mai departe. În schimb, ce are TV-ul foarte important e că oamenii cumpără și o să cumpere mult timp de acum acolo brandurile pe care le văd la TV. Adică e o chestie pe cât de care știm și ajută foarte mult și la asta odată și doi foarte mult, ajută mai mult la creșterea awareness-ului după mine. Aici n-am studii, dar cu siguranță că sunt. La creșterea awareness-ului ajută mai mult decât YouTube-ul. Au avut asta, foarte, de asta, îmi place foarte mult de punctul ăsta nou. E, la un moment dat, să zicem că noi și o rețea de afiliere concurentă aveam același magazin. Și, la un moment dat, magazinul a început să respingă, a respins un comision la noi în rețea, pe motiv că a fost înregistrat și în partea cealaltă. Și am avut așa, vedeți, bă, stai puțin, ce coadă fac? Ce s-a întâmplat? Cumva părea că avea sense de dreptate. Pe de altă parte te gândeai și ce? Bă, stai un pic că magazinul ăla, dacă își făcea reclamă pe Google și conversia apărea și în Google, clicurile alea le plătea. Chiar dacă eu aveam ultimul click, nu putea să lucru la Google să zică, auzi, știi că ultimul click a venit pe două parale, te rog frumos să-mi dai banii pe click-uri înapoi. Dacă îți făcea o campanie pe social media, se întâmpla fix același lucru. Și mă uit ăla, am citit un pic, că asta e, zicea Will Smith, e un filmuleț cu el foarte interesant, în care zice că the secret to life is running and reading. Și running, pentru că întotdeauna când alege omulețul la mic în capul tău și zice, mamă, ce tu doare pe aici, nu mai poți, nu mai alerga, lasă,
lasă-te și dacă reușești să-l frângi, ai o valoare psihic și dezvolți un circuit puternic. Și din pentru că cu siguranță problemele pe care le ai le-au mai avut și altcineva în istorie și cu siguranță s-a scris o carte despre asta. Deci citiți. Și acum de la Tribușel, era crescuse foarte mult cuvântul ăsta, era folosea toată lumea. Deci bă, hai să vedem care e treaba. Și odată am făcut distinția foarte clară între mod de la Tribușel, poți să faci cu analitic, poți să faci cu orice alt tool, să vezi care e conversia finală, care e last click, dacă alegi last click ca model la Tribușel, și care sunt assisted conversions. Dar asta o faci doar tu ca pe o analiză interne și ai să vezi că afilierea poate vine mereu la sfârșit și are last click și că, nu știu, bannerele apar la început sau poate să fie invers. E, în schimb, pricing model e cum plătești tu fiecare canal de promovare. Afilierea plătești la vânzare, Google-ul plătești la click, social media o plătești tot la click, la impresii. Whatever, dar ideea e că fiecare canal se plătește. Unde apare arta, apare momentul ăla să-ți dai tu seama asta. Te duci pe mod de la Tribușel să vezi tu și zici, bă, ok, afilierea parcă mie mi-aduce mai mult decât mi-aduce Google-ul. Hai să mă vreau atunci la pricing, să micșorez un pic build-ul la Google, să mai cresc mai mult procentul la afiliere. Și în felul ăsta reglăm. Sau invers. Blogurile aduc foarte bine, iar afilierea, bă, nu prea mai aduce, nu? E ok, mai aduce niște trafic, dar nu prea sunt mulțumit. Ceva că atunci dau 7, în loc de 7% vin, la afiliere dau 5%, da, revezi din asta și plătesc mai mult la bloguri. Știți cum e asta? Am citit o chestie la un moment dat, mă aștept om. Te duci și ieși în oraș să mănânci. Și mănânci și toată ziua lega la serviciu, nu prea ai apucat să mănânci ca lumea. Și mănânci și felul 1, și felul 2, și desert. Drunzi pe casă, te mai oprești, mai bagi o înghețată, că ajungi acasă, pui un film, bagi o pungă de floricele, bei și niște cola, mamă, și cola 2, te trezești așa, ți-te un rău de tot. Și te gândești, bă, de la ce fum? Adevărul e că nu poate să zică nimeni de la ce. Știi, de la înghețată aia, de la cola, de la felul 1, felul 2, toate au contribuit într-un fel. Și așa e și treaba asta cu modul Attribution. Da, e ultima chestie pe care ai mâncat-o, dar mai sunt și alte de între timp. Și totuși, eu de ce am întâlnit până acum, așa asta nu cred că se schimbe prea curând, ce am mai întâlnit în modul de atribuire, asta cu last click, spune întrebă. Nu e mai, înțeleg de toată lumea. Crema asta, că, de exemplu, dacă un afiliat trimite un magazin, un client, iese, iar magazinul își face singur remarketing, înțeleg, și cumpără din urma remarketing, înțeleg că afiliatul nu primește nimic, nu? Da, nu, se primească și afiliatul, pentru că e fix principiul pe care l-am zis. Afiliatul a adus utilizatorul odată, formă utilizatorul o să mai primească și un newsletter, magazinul poate să plătească și un click în Google pentru același utilizator, pentru că așa funcționează online. Okay. Niciodată, gândește la tine când ai cumpărat ultimul lucru online, dar nu să știi magazinul, să te duci direct. Da? Ultimul lucru pentru care ai făcut research. Ai căutat pe Google, ai dat click pe un rezultat organic, ai dat click pe un rezultat plătit, ai citit un blog, te-ai dus într-un comparator de prețuri, să fii... Ai te abonat la un newsletter, ai primit și newsletter. Toate canalele astea, de fapt, ele au contribuit la decizia pe care tu ai luat-o și la achiziția respectivă. E foarte greu să zici. Nu, toate care aceste care. Nu, n-am zis deloc de afiliere, am vorbit fix de canale, nu. Okay. Nu, dar tu o să plătești și specialistul care ți-a magazinul. Deci, întrebarea mea e următoare. Să zic că eu sunt afiliat, da? Da. Și trimit un user pe un magazin online. Utilizatorul pleacă de pe magazinul online, magazinul online își face remarketing. O să iei comisiune. Timp de există o perioadă, există un procent pe care... Am comision și operat de recurență, care de obicei e de 30 de zile. Dar, ca să continui ideea, ai spus că sunt și bloggeri, sunt și comparații și am parte. Și tu te duci, verifici peste tot. E posibil să plătești comisionul la 2 sau la 3? În cadrul rețelei, dar asta e practica în toată industria, în cadrul rețelei plătești totdeauna la ultimul. La ultimul. Da. Se mai încearcă acum să mai facă niște modele de-astea mai sofisticate, mai avansate, dar după cum v-am zis, e complicat și te duce oamenii rău cu la strict rău. Așa să știu ce se întâmplă între cele două rețele, între două care și profesor, pentru că eu am clienți care tot timpul îmi spun că ei
știu că plătesc de două ori comisiunea pentru că sunt afiliați în ambele rețele și cum rezolvați această problemă de identificare? E fix ideea pe care tot am spus-o. Așa cum ai doi bloggeri, da? Ai avut un banner la, prin Profice și un banner prin două parale. Tu ți-ai făcut reclamă. Faptul că plătești reclama aia, nu plătești la afișare sau la click, cum o plătești în altă parte și o plătești la vânzare, e altceva. Dar tu trebuie să plătești și reclama aia și reclama aia. Nu există... Nu, același nu interzice chestia asta, că e clar fraudă. Adică asta e un semn foarte mare de fraudă. Afiliați diferiți, site-uri diferite, e decizia la un moment dat și vezi care e rata de duplicare, dacă îl putea duce nu e foarte mare, deci am văzut că e destul de mică. Dacă e același afiliat, scrie-ne și... Am clienți care au și de mulți afiliați, că nu mai stau să-i verifice, dar ei văd că se întâmplă ceva acolo și mă trau pe mine ce ar trebui să fac. Nu, la două parale zi se spune-le să ne scrie și să ne dea niște Excel-uri, niște date, ceva, ca să putem să ne prindem, cam îți dai seama că s-au mai întâmplat. Și ce se întâmplă de obicei, ne avem acum vreo 47.000 de afiliați și vreo 500.000 de magazine în două parale. Asta deja cred că e mai mare decât Slobozia ca și comunitate. E foarte greu, că evident că într-un oraș o să ai și hoți, o să ai și criminal, dar o să ai și olimpici și oameni antreprenori care fac treabă bună. Dar ce se întâmplă ca peste tot, sistemele cumva se autoreglează și de obicei ne prindem de lucrurile astea. Fie că ne prindem noi, fie că ne zic afiliații, fie că se ne zic advertiserii. Da, și asta e preferata mea. Nu, gata, asta e ultimul. Toată lumea, hai să mergem pe internet, că pe internet poți să măsori, e ușor, e simplu, poți să măsori orice. Și aici am un pac bun. Deci, după cum vedeți, e un tip cu o lantetă bună care caută ceva sub un stâlp. Și anecdota, de fapt, e anecdotă, nu e. Un tip sub un stâlp căuta cu o lanternă ceva pe jos. Și vine un polițist și îl întreabă ce faci acolo. Deci, îți fac cum caut cheile. Polițistul întreabă, păi acolo ne-ai pierdut? La care ăsta s-a uit așa mirat, aia zice, nu, dar aici e lumină. Cam așa se întâmplă și la noi pe online. Noi măsurăm ce putem să vedem și ce găsim, nu măsurăm întotdeauna ce trebuie. Și asta ne duce la niște erori, dar la foarte nasoare. Dar să-mi dau partea tehnică, dacă e foarte, nu știu, analytics, nu știu câți dintre voi ați văzut cum arată implementarea acum, serioasă de analytics. E foarte complicat. Din nou, acum 10 ani, la un JavaScript îl puneai acolo, vedeai afișeri, vizite, vizitatori, browsere, că era cool, era simplu. Acum e complicat cu dragi. Da, ce să mai întâmplă asta cu like-urile? Că la un moment dat ce-am observat, că mai stând de la agenții, care zic, da frate, îți aduc eu 1000 de conversii la 10 lei pe conversii. Și aduc 200 de conversii la 100 de lei pe conversii. Da, și cum arată la agenția, vorbește cu clientul, da, dar uite că au contat pe lângă vânzări, uite că ți-am mai dus și niște like-uri, am mai făcut niște afișeri și am mai făcut niște utilizatori, niște conturi, adică e foarte ușor să te legi de niște indicatori care să te ajute să dai bine. Și chestia asta am văzut că o face, sper să nu mă vadă Google acum, la un moment dat simțeamnă, chestia asta o face foarte bine Google, că la un moment dat Google te uitea doar la conversii și la click-uri, la costul pe click și așa. Mă, bă, assisting conversions, ala, hai că poate, da, nu, poate nu ți-am livrat tot ceea ce sperai tu, dar uite că ți-arătă pe aici niște indicatori care să te ajută să fii convins. Dar cumva, de fapt, nu e numai la Google, asta am văzut la majoritatea ăsta la mari de... Da, implementare crește de coduri de tracking, deci am văzut atacul. Noi avem, da, am plecat de la voi, de la două parale și când lucram cu pe AdWords și ne facem noi AdWords, că ne-am cumpărat o carte și ne-am învățat și ne descurcăm, nu mai plătim fiul de agenție. Bine, peste câteva luni, voi cum vă merge, sunteți ok? Da, foarte bine, cost pe conversie de 4 lei. Stupu, frate, cu ce e ăla, nu există cost. Dar arată nici nouă, mai învățăm și noi ceva. Da, era cod de tracking pups absolut greșit și nu înregistra absolut aiurea. Dar ei s-a luat pe codul ăla și erau foarte ridicule. Click-uri versus vizite. Cât de mulți, spune-mi te rog, cât de mulți clienți ai tu care te sună și te treabă? Auzi, de ce e diferență între Analytics, ca am atâtea vizite și Google am alte click-uri? Nu se dublă? Serios? Deci eu pățeam chestia asta și l-am uitat și de mult. Băi, dar am plătit 100.000 de click-uri. Și făceam Flamingo, făceam de-astea campanii mari pe, da, m-am pierdut 100.000 de click-uri, dar uite, în Analytics aici mi-a arătat decât 60.000 de vizite. De ce se întâmplă treaba asta?
Dar explică care e diferența, cum măsoară Analytics, cum măsoară Google. Bine, acum e diferența și cu Facebook și Analytics, adică... Da, e imposibil că sistemul e de... și plus, click-ul e diferit de vizită, știi, nu e... Da, gata. Ionut, sper că ești fericit. Mulțumesc frumos. Cred că am oprit și pare de final, dar da. Mergem mai departe. Ioana Parcu, Conversion Optimization Manager la Bitdefender. Ultimii 5 ani în optimizare, recomandările mele sunt din această zonă. Sunt 10 aspecte care sunt destul de diferite între ele, unele sunt domenii de sine stătătoare, dar pentru mine sunt pârghiile cu care reușesc să-mi fac treaba zi de zi. Prima recomandare pe care vreau să vă fac este să faceți analiza informațiilor pe care le aveți disponibile, atât din punct de vedere cantitativ, asta înseamnă analytics în acest moment, cât și calitativ. Sunt foarte multe situații în care analytics-ul poate să ne indice faptul că avem o problemă, de exemplu atunci când separăm vizitele pe browsere și rata de conversie este foarte slabă într-o anumită situație și atunci asta indică o problemă, dar este o problemă obiectivă, pe care putem să o constatăm ușor, spre deosebire de analiza calitativă, care este capabilă să ne dea o serie de informații subiective din partea vizitatorilor analizați. Cu un număr relativ redus de vizitatori analizați, reușim să vedem o serie de pattern-uri de comportament în site care indică o serie de bariere în interacțiunea lor cu site-ul. Mă refer, când vorbesc de analiză calitativă, mă refer în primul rând sau în special la user testing sau formulare. În plus, formularele ne permit să capturăm reacții la cald ale vizitatorilor atunci când le afișăm un site cu posibilitatea de răspuns deschis. Iar aceste exprimări ne pot da indicii foarte bune în legătură cu modalitatea în care ne putem formula textul în pagină. Astfel încât să reușim să vorbim pe limba vizitatorilor, să evităm limbajul tehnic. Al doilea punct pe care îl consider important este ca pe baza analizei să formulăm o ipoteză cu care mai departe să facem testare. În mare ipoteză înseamnă să vă dau seama că dacă o să modific culoarea butonului de baie și o să fie un pic mai diferită decât contextul în care se află, acest lucru o să scoată în evidență și o să mărească conversia. Nu cei o ipoteză vreau să vă spun, ci faptul că formulând-o reușiți de fapt să antrenați intuiția voastră atunci când vine vorba de întreg procesul de optimizare. Nu pot să vorbesc de optimizare fără să vorbesc de A/B testing și este o realitate că pot fi situații în care numărul de conversii, de exemplu, să fie insuficient pentru a trage niște concluzii care să fie valide. Dacă, în condițiile în care traficul putem să-l aducem, adică să cumpărăm trafic și să-l avem disponibil în pagină. Asta e problema cu care nu se confruntă neapărat un site mic. Se poate confrunta și un site care are trafic suficient atunci când face optimizare pe anumite segmente, care devin foarte fine, adică ajung să aibă foarte puțini vizitatori.
în această situație, recomandarea este să comparați testele după microconversii. Acțiunile mai puțin semnificative, intermediare, de la vizită până la conversia finală, care macroconversia de obicei este fie completarea unui formular, fie vânzare. Mai există un aspect care mi se pare important legat de AB testing. Există foarte multe informații, foarte multe materiale online care prezintă rezultate. Adică prezintă rezultatele testelor și în cea mai mare proporție sunt teste care au reușit. Un asemenea site este acesta care se numește Which Test One, dar nu este singurul. Sunt multe site-uri care prezintă astfel de studii de caz. Ideea e că nu e foarte utilă această informație pentru că nu conține informația esențială pentru testare, și anume analiza și ipoteza în baza căreia s-a făcut testul. În lipsa acestei informații, site-urile sunt foarte contextuale, adică modul în care oamenii se comportă într-o pagină față de alta a concurenței sunt foarte diferite. Și atunci a lua rezultatul și a-l aplica, fără să-l testez înainte, poate să mă inducă în eroare, adică poate să mă afecteze negativ. Încă un lucru important și o activitate pe care vă recomand și care nu e deloc dificilă, este aceea de a, înainte de a crea un, sau de a da în lucru un material, vă recomand să creați un wireframe. Există o mulțime de tool-uri care sunt gratuite și în care se poate lucra destul de ușor. Wireframe-ul are rolul important că este un foarte bun tool de comunicare. Și am un exemplu pe care pot să vi-l arăt. Acesta este un wireframe și grafica finală. Ideea aici este că diferențele nu sunt mari, dar faptul că am avut un material lucrat înainte m-a scutit de foarte multe explicații despre cum aș vrea să arate în final grafica pe care vreau să o folosesc. Aici am alt exemplu și implementarea finală. Un domeniu de sine stătător, din nou foarte important pentru optimizare, este cel care ține de arhitectura informației, care înseamnă, de fapt, o serie de tehnici de design prin care în materialul grafic final, fie că e vorba de o pagină, un banner sau un overlay, organizăm informația în așa fel încât scoatem în evidență ce-i mai important. Asta ajută foarte mult vizitatorul să înțeleagă care e scopul paginii respective și ne ajută pe noi să transmitem mesajul mai departe către el. Arhitectura informației e una din cele mai eficiente metode de a optimiza un material existent sau informațiile din arhitectura informației sunt foarte utile atunci când avem nevoie să creăm un material nou, dacă reușim să ținem cont de el. Atunci când ceva iese în evidență, atrage atenția. Sunt reguli foarte simple de design pe care puteți să le găsiți într-un PDF de la Unbounce. L-am notat acolo jos, am extras doar câteva. Ideea este că informațiile care sunt grupate în apropiere unele de altele, capătă un rol similar și atunci fac procesul de înțelegere mult mai simplu al vizitatorului. Separarea vizuală, din nou, creează o lejeritate în înțelegere. Spațiul alb, atunci când există, e bine să profităm de el și să-l păstrăm. De multe ori avem tendința să aglomerăm pagine sau asta se întâmplă la
la design, atunci când găsim un spațiu liber, simțim nevoia să-l umplem cu ceva, în realitate el oferă un moment de repaus și reușește să focuseze vizitatorul pe informația care este înconjurată de spațiul respectiv. Am un exemplu pe care l-am găsit online și în care... Aici nu cred că se vede, dar există o separare, în afară de faptul că butonul de bani, de bani este mult mai puțin evident decât alte informații din pagină. În plus, este separat vizual printr-o linie de conținutul paginii. Asta îți scoate cumva în afara zonei de conținut, cea pe care se focusează în general vizitatorul atunci când vede mai multe pagini de produs. Prima impresie, și iarăși, și asta este un exercițiu foarte util, putem să învățăm foarte multe lucruri dacă reușim să fim atenți la prima impresie pe care o avem atunci când vedem o pagină. Și reușim să înregistrăm impresia respectivă, pentru că după aceea intervine obișnuința, iar după ce ne obișnuim, e mai greu să vedem defectele unui material grafic. Practic, vizitatorii nu au două creiere. Există două sisteme în mintea noastră a tuturor, nu numai a vizitatorilor noștri. Primul este sistemul automat, cel care funcționează în permanență și este cel care a existat primul de-a lungul evoluției omului și creierului său. Iar al doilea este ceea ce a apărut mai târziu în evoluție. Primul sistem este vechi de aproape 500 de milioane de ani, în timp ce al doilea a apărut acum 200 de milioane de ani și este cel pe care îl recunoaștem ca fiind conștiința noastră. Și este sistemul care ne face să fim creativ sau să avem capacitatea să vedem lucrurile în viitor. Diferența dintre ele este că, în general, credem că suntem ființe raționale și că stăpânim deciziile pe care le luăm, dar, în realitate, sistemul al doilea este prezent în foarte puține dintre cazuri și intervine, în general, doar atunci când primul sistem nu se descurcă. Ca să vedeți diferența între cele două sisteme, am un exemplu. Sistemul 1 este cel care calculează operațiile simple. Sistemul 2 intră în acțiune atunci când sistemul 1 nu este capabil să dea răspunsul. Și sistemul 2 funcționează cu mai mult efort din partea vizitatorului. Mai am un test care tot la fel pune în evidență sistemul 2 din creierul vizitatorului, dar și din creierele noastre. Dacă încercați să citiți culorile și nu cuvintele, o să vedeți că este foarte dificil. Realitatea legată de aceste două sisteme este că modul nostru de funcționare, modul în care funcționăm atât noi cât și vizitatorii noștri, ne obligă cumva să transmitem mesajul într-un mod cât mai simplu, să realizăm comunicarea cu vizitatorul într-un mod cât mai simplu și nu aglomerat, adică să nu încărcăm pagina cu o serie de informații care nu sunt utile, să-i permitem să folosească resurse minime pentru a înțelege care este scopul paginii și pentru a putea să iau decizie. Încă o realitate de care e bine să fim conștienți este aceea că suntem o specie destul de suspicioasă. Până la urmă este lucru care ne-a ajutat în cursul evoluției, atunci când vedem ceva care diferă de lucrurile cu care suntem obișnuiți, ne ferim de el pentru că poate să însemne pericol. În zona de online există noțiunea de FAD sau frică, incertitudine și îndoială, o stare care constituie, de fapt, un blocaj, o barieră, de fapt, în realizarea conversiei. Sunt
cheia, de fapt, în optimizare este să spunem, să reușim să transmitem informația minimă necesară pentru ca clientul nostru să reușească să ia decizia. Sunt situații când, dacă spunem mai mult, reușim să obținem efectul liber, și anume să ridicăm o serie de întrebări care nu au răspuns pe moment și care fie amână, fie schimbă decizia. Am un exemplu care e destul de vechi, dar este relevant pentru ce vreau să vă spun acum. Este un A-B test între două formulare, iar în varianta modificată s-a adăugat textul "promitem să nu vă trimitem spam". Mesajul negativ a trezit, de fapt, a creat o alertă în mintea vizitatorului. Și atunci a creat un efect negativ. De fapt, a adus aminte de un risc. Dacă n-ar fi fost acolo, n-ar fi... Da. Soluția pentru a determina cât de cât corect cantitatea de informație care ar fi mereu A/B testing? Cantitatea de informație? Bine, acum este evident, dar într-un landing page sau într-un banner un pic mai amplu, legat de ce spuneai tu. Aș zice testarea prin analiză calitativă. Cea care permite vizitatorul să se manifeste, astfel încât să nu-și pună în funcțiune sistemul 2, acela care raționalizează informația. Nu-mi place pentru că. Fac o paranteză acum, dar unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat atunci când am început să lucrez în zona asta de optimizare a fost că mai întâi alegem ce ne place și abia după aia raționalizăm, adică explicăm de ce. Și am fost foarte indicată de informația asta. Dar ce se întâmplă, de fapt, este că sunt cele două sisteme care funcționează astfel. Sistemul 1, cel care funcționează automat, spune că îi place, spune că vrea, iar sistemul 2 este cel care intră în funcțiune și explică de ce. Deși noi avem senzația că suntem în control și că toate deciziile și alegerile noastre sunt pur raționale. Un alt factor care poate să stea cumva în calea eficienței noastre este cel legat de propria noastră natură umană, pentru că suntem în mod natural înclinați să preferăm lucrurile pe care le-am făcut noi sau la care ne-am gândit noi. Și atunci asta ne face mai puțin dispuși să vedem problemele cu care se confruntă vizitatorii, cei care trebuie să scoată bani în buzunar ca să facă conversiile respective. Propria noastră natură umană e ceva de care trebuie să fim conștienți și să nu putem să o ignorăm, e destul de greu, dar o putem controla prin testele de care vă spuneam la început. Cele care arată problemele subiective cu care se confruntă ceilalți vizitatori și pe care nu putem să le identificăm cu propria noastră experiență, pentru că nu le vedem acolo. Am extras un pasaj dintr-o carte care a fost scrisă acum aproape 100 de ani și care se referă exact la a învinge această natură umană proprie pe care o avem fiecare dintre noi și a munci pentru a satisface, de fapt, nevoile celorlalți, nevoile vizitatorilor, de fapt. În definitiv, de rezolvarea problemelor lor depinde succesul optimizării. Al penultimul punct este cel legat de faptul că optimizarea înseamnă creștere și că acest lucru implică în linii foarte mari trei factori. Acela de achiziție de trafic, conversia traficului după ce l-am adus pe site și un punct foarte important pe care vreau să pun accentul, acela de retenție, de păstrarea a clienților. Este unul din lucrurile importante în digital marketing. Ultimul lucru
pe care vreau să-l punctez și care mi se pare foarte important, este să nu uităm că existăm și că funcționăm într-un ecosistem digital și că vizitatorii noștri petrec foarte mult timp pe site-urile concurenței. Asta înseamnă în multe, adică în aproape toate situațiile, că industria cumva creează niște pattern-uri de comportament. Adică dacă există niște reguli acestea sunt adoptate de către industrie, e foarte greu să poți să lucrezi împotriva lor. E vorba, de exemplu, de modul în care este formată o pagină de produs în e-commerce. Ar fi foarte ineficient să încercăm să o reinventăm. Pentru că oamenii așteaptă să găsească lucrurile în locul respectiv. Titlu, subtitlu, cod, poză, buton. Aceasta a fost prezentarea mea și vă mulțumesc dacă sunt bine. Mai am o întrebare pentru noi. Luăm pauză acum sau sărim peste pauză? Cum vreți voi? Sărim peste pauză. Deci, în aplauzele voastre, introduc pe Andrei Chiparu. Salut! Eu am o tradiție de acum, la fiecare conferință unde mă duc. Și vă rog să fac tradiționalul selfie. Dar vă vine social media. Ia să vedem, toată lumea aici, selfie! Selfie! Bun. Așa. Eu stau pe aici, Smarul. În partea asta. Sunt două săptămâni ex-corporatist. Am fost coleg cu Ioana Bitdefender. Și a fost o experiență tare în Bitdefender cât am fost 2 ani jumate. Scriu pe orgecismarul.ro de vreo 6 ani, pe blog, cred că fac 10 de când am făcut primul blog pe Yahoo 360. Am un French Bulldog care în curând o să fie mai celebru decât mine. Mă plimb foarte mult pe zona asta de social media, de mult timp, și sunt expert pe alte probleme. Asta e expresia unui prieten foarte bun și eu îmi pun din când în când. Pentru că pe net se poartă să ai păreri ferme și să ai adevărul absolut întotdeauna, mai ales pe Facebook, să duci războaie lungi și grele pentru a-ți impune părerea. Am 10 chestii de social media, 10 do-uri pe care să le, dacă se pare interesantă, să le aplicați. E o prezentare simplă, n-am text deloc, în ea am numai poze, feel free să mă întrerupeți când credeți că e cazul. Și începem. 1. Focus. Totdeauna nu poți să vorbești de pisici și brânză topită dacă produci rulmenți. Adică să încerci să fii cât de consecvent poți, să fii concentrat pe ceea ce vrei să comunici. Asta a fost o campanie de recrutare pentru Bitdefender pe care am făcut-o. Sau de asta cu mine în fâșie. Aveam o problemă că nu mai veneau studenții să aplice la Bitdefender, la cursurile de specializare sau chiar pentru angajare. N-am înțeles de ce până n-am făcut un studiu între ei. Și ne-am dat seama că era început să pară Bitdefender pentru ei o pălărie foarte mare și nu veneau bani, mod că la aia că-s foarte buni pentru mine. Tati, nu caută Melita. Tu vino că te aducem noi acolo, te trăinuim să ajungi. În partea aia și ne-am dat seama că abordarea de LinkedIn și Best Jobs și E-Jobs clasice la anunțuri de recrutare nu mai funcționau. Am schimbat abordarea, am targetat exact pe ei cine ne-a interesat în grupurile de studenți, în forumuri, în grupurile lor de discuție, de gamer, pe unde să mai duc, cu mesaje de genul ăsta. Mai era încă un mesaj care îmi spunea e just another job, parcă. Și au venit rezultatele. Am fost și coerenți în exprimare și cumva am vorbit pe limba lor, n-am mai venit să spunem, suntem noi providerul numărul 1 de soluții de securitate din lume care facem și drege și suntem super cyber security și de... Nu. Hai, vină la băieții buni că tot hacking facem la departe asta la altă. Al doilea, trebuie să fii witty. Prea multă seriozitate omoară de obicei pasiunea și bucuria și lumea intră pe... De fapt,
De unde trebuie să plecăm? Întotdeauna oamenii care intră pe Facebook, în general, sau în social media, intră pentru entertainment, intră să se relaxeze, toți intrăm pe Facebook să vedem ce mai fac alții, să mai râdem, mai citim un Times New Roman, ne mai dăm pe Nine Gag, nu intră nimeni, nu știu, mi-e foarte greu să cred că intră cineva să fie extrem de serios, hai să ne informăm, trebuie să cumpăra mașină, mă duc pe Facebook să mă uit de mașină, nu. Intri să vezi. Aici avem un exemplu am pus cu băieții de la Tesco, care au zis, a fost o tipă care a zis că a sunat de 3 ori pe cineva și e intrat mesageria de la Tesco și Tesco e nașpa. Și de aici a început o întreagă caterincă pe net, în care Tesco a răspuns mai mult decât unde pe capil, inclusiv Together Ricardo will make this world a better place, tot felul de genul ăsta. Dacă căutați Best Tesco Discussion în internet, găsiți pe asta, care se prelungește foarte mult, ce au mai trat și alte branduri și Chocotof, parcă au făcut și niște ceaiuri, au făcut o ciorbă de asta foarte mare. Dar a fost mișto, a fost una dintre cele mai urmărite discuții la nivelul de 2013, cred că a fost o 14 asta. Da, mai sunt și cifuri. Trebuie să ai și curaj. Deci să fii focusat, să fii uit în abordare, dar să ai și curaj să abordezi și teme care cumva contrariază și produc, generează reacție și impresie. Știți de unde a plecat asta? Oreo a făcut 100 de ani și s-au gândit să facă un real-time advertising timp de 100 de zile, să ia subiectul controversat al zilei dimineață până la ora 10 în vreo ședință de redacție, vedeau ce e în ziua aia important și reacționau. Pe 25 iunie, când au început de campanie, era gay parade un stat în nu știu ce oraș. Au început așa, au făcut super takeover, au ajuns la Fox, la News, la Jimmy Fallon, oh my god, Oreo is gay. Avem și... Cred că pot să-i dau un click. Avem net? By the end of the day, you
câștigat, a rupt în 2013, a avut toate premiile lor. Da. Și aici am avut, nu mai știu exact, dar uite, MAG am impresia că este primul sau între primele magazine care au implementat aia cu returnarea produsului în 30 de zile, că era perioada, adică nu știu dacă un magazin mic ar fi avut puterea de negociere și de convingere de a aplica așa ceva. Adică ei l-au făcut chestia asta, au făcut-o pentru că erau lideri și au permis. Da, în social și în general pe Facebook, lucrurile sunt mai relaxate, tu să fii neapărat lider sau ceva mai ca să faci o chestie smart. Ideea e de cât de mult vrei să mergi, să transmiți și cât îți permiți. În general, ăla de la marketing e tipul de om care dă tonul, să vedem unde mergem. Dar cred că dacă ai făcut și alții, abar n-am, Iulche, o chestie de genul ăsta ar fi prins, nefiind lider de piață, că au început tare, au început în forță. E ok, e o rău, da, au un awareness bun, dar nu, n-aș vă da un impediment dacă nu ești lider sau nu ești în top 10, mă rog, să nu faci, să încerci. Oamenii l-au încercat multe până la ieșit asta, s-au gândit-o foarte mult, s-au tot testat să vadă reacțiile consum până au venit cu asta. Da. Pe de altă parte și firmele, sau vremuri mai consacrate, au avut probleme cu Pin Brave, nu? De exemplu, Doritos, când a înlocuit acel cartof cu nachos, lumea a luat un pic razna și nu știu de ce n-au primit toată lumea ca pe o simplă glumă, adică... Da, se întâmplă să... Dar Doritos în continuare, rup, adică au fost un caz izolat și a luat-o odată, au învățat lecția, s-au scuturat mai departe. Nu-i văd să fi dat cumva în spate vreun pic, adică în abordare, nici măcar eu cum sunt locomotive la Super Bowl an de an și au chestii mișto. Se întâmplă, de dat gherle e normal să dai și e recomandat să dai câteva să vezi cum își vine. Eu merg, întotdeauna am fost la adeptul chestii astea de Be brave, încearcă, ok, nu ți iese odată, o să vedem mai încolo că un alt spate să și be honest în același timp. Ok, am încercat, nu mi-a ieșit, îmi pare rău, hai că vedem ce facem data viitoare să iasă mai bine, dar măcar am încercat-o. Simplu, mă, consistă, mie îmi place de Cioloș cum comunică și îmi place la modul de el când, să zicem, nu are culoare politică și nu te poate prepartiza nimeni. Mie mi se pare că genul ăsta e fix o comunicare simplă, dar consistentă în social media a unei persoane de talia primului ministru. Îți spune agenda, îți spune repede, îți mai dă două, trei informații, te trimite pe site, ca structură e foarte ok, ai cam toate informațiile care te interesează, n-are input personal, n-are o opinie pro sau contra sau care să contrarieze, e un mesaj clean, din punctul meu de vedere. Nu ar fi avut ce să complice. La exemplu, că m-a sărit în ochi cum făceam prezentarea și era chiar simplu, dar consistent, adică vezi cam tot ce te interesează fără o echipă de PR în spate care să analizeze mesajul. Sau da, nu știu, vrei să te auzi ce mai face premierul Cioloș și ai toate informațiile la îndemână. Eu am impresia că el chiar și răspunde pe Facebook, l-am mai urmărit și are răspunsuri care să dau fără a fi șlefuită de o echipă de comunicare. Be honest, GoPro a anunțat alaltă ieri că fac parteneriat cu Red Bull pentru un conținut și mai bun, și mai mișto și... și pentru chestii mărețe. M-am mai citit și poate ce e și părerea mea, că e un pas în spate al GoPro. Noi avem tehnologia, dar nu avem oameni care să ne producă contentul pe care îl dorim. Așa că mergem către voi, către Red Bull, că voi aveți atleții și hai să ne găsim undeva la mijloc să câștigăm amândoi din relația asta. În mod normal, probabil nu s-ar fi întâmplat chestia asta în România
cu doi brand manageri încăpățânați și ambițioși. Red Bull oricum e o companie de media mai mult decât o companie de energizante. Ei nu mai, de mult mai importantul lor, primul business al lor energizantul, ci e media. Se pare fantastic cum au ajuns o companie din Austria care produce energizant să aibă o industrie de media și unde jurnaliștii să plătească ei ca să iei informația de acolo. Adică au un sistem de abonamente și de acreditări pe site, unde tu ca jurnalist plătești o taxă lunară sau anuală, nu se pare, ca să ai acces la informațiile de la ei. Cool. Și asta mi se pare o chestie de asumare, bun, noi facem chestii bune, dar avem nevoie de voi, că poate nu suntem chiar cei mai buni din lume. Assume. Când o dai de gard, e bine să te apropo de ce vorbeam mai devreme cu Doritos. Chiar dacă nu e neapărat vina ta, o chestie de genul ăsta poate să-ți aducă mult la nivel de credibilitate, brand awareness, o afinitate față de brand. Asta e după conceptul de la Robbie Williams, când ursul a zis, bă, ok, a fost de porc, ne cerem scuze, n-a fost neapărat vina noastră, dar facem tot posibil să nu răsplătim. Și le-au dat doze de 0,5. Cu asta nu prea sunt de acord. Eu urăsc mocăciunile de felul meu, care se tot împrăștie până online. Și nu neapărat bere, nu știu, poate dacă le trimiteam niște tricouri personalizate cu numele lor și Robbie Williams 2015, poate ar fi dat mai bine. Așa la bere s-a îngrămătit toată lumea că omul vine de o bere. Hai să bem niște bere. Da. Eu la Bitdefender asta a fost una din strategiile pe care le-am avut anul trecut, să nu mai dau nicio cheie gratis pe canale de social și să-mi țin comunitatea. Și a ieșit. Dacă îi duci un pic, îi înveți și fără gratuități. Asta a fost o chestie mișto. Pe asta aș printa-o și aș pune pe perete la fiecare brand. Adică, bă, suntem în stare să acceptăm că nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai frumoși și nu ne-a ieșit. React Fast. Asta e chestie, probabil dacă lucrați în multinaționale sau în companii mari, vă loviți de factorul procedural. Ca să iei o decizie să pui o postare pe Facebook, trebuie să iei trei aprobări de la PR, marketing și comunicare, probabil. Asta a fost celebrul cazul cu sneakers. Uite, aici de-abia contează să fii mare, adică bă, sunt sneaker, să am confort, îți stau la mișto pe tine, Jeremy Clarkson, adică sunt atât de mare încât îmi permis să fac mișto de tine. S-a viralizat, a fost, cred că știe toată lumea, e genul de reacție, zici că ar fi pregătită, că a apărut într-un sfert de oră după ce s-a anunțat că l-a bătut pe producători. Și conținutul pe care produci să arunce niște hucuri de astea, să aducă oamenii înapoi, chiar dacă eu nu sunt consumator de pate, între fric, nu știu, am ca pate ultima dată, cred că cu 3-4 ani. Dar la vreo două zile intru pe pagina să văd ce mai făcut porcul. Da, ce mai zice porcul? După faza cu colectivul, nu am mai postat nimic după noiembrie până ianuarie. Și l-am scris pe pagină, bă, asta e porcul de Crăciun, nu? Și mi-a răspuns, nu, dar a fost perioada asta, o lăsăm mai moale cu glumele cu Caterinca. Urmăriți-l, eu sunt mare fan, adică din punctul meu de vedere e cel mai mișto brand românesc, Forma Tre Frică. E total pe lângă subiectul brandului, nu-i consumă nimeni produsul în sine, dar el e un caracter de sine stătător. Știu, m-am aflat între timp și cine se ocupă de pagina de Facebook, dar eu am conținut exact pentru ce ai făcut Facebook-ul, să intri, să te entertain, să mai râzi, să ai vreme, mai face porc. Da, un mare lucru la care trebuie să fim atenți e să stabilim de la început să vedem ce tip de relație vrem să avem cu userii. Adică vrem Tinder, vrem să-i activăm odată la un an când avem o lansare sau avem o campanie și atunci bombardăm, băgăm meduri, aduri, țipat pe munteanu, dă nici nouă niște eduri, fone, niște chestii, sau încerc să faci un long-term commitment cu ei, să
îi hrănești tot timpul cu conținut de calitate, cu informații care interesează, cu reacții rapide și utile pentru ei. Asta e o chestie, probabil cea mai serioasă în prezentare. Eu aici să pariați întotdeauna cu partea a doua. Adică e mișto și Tinder-ul să mai dai cât un boom, dar parcă e mai bine acasă când te duci și îi ai pe ai tăi. Comunitățile se cresc greu, se întrețin greu, dar devin cu adevărat valoroase când ai o problemă și comunitatea te poate scoate din groapă. Și enjoy, că o mare parte de asta împănăt, să feel good, mă rog, în social media, chiar dacă suntem de partea asta alta baricadă, în agenție sau la client și avem KPIs și avem presiunea obiectivelor, dacă nu ești relaxat, se simte și se simte în ceea ce faci și dacă ești timorat și stai tot timpul și o gândești de 245 de ori, s-ar putea ca 246 când o dai să nu dai bine. Și cam atât. Baftă! Dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații, poșta redacției, Facebook, Twitter, Instagram, mail și unde mai aveți. Patrick Cizmaru e numele, dar la Facebook a fost un alt inteligent care a zis că este el mai amuzat și m-a luat Cizmaru înainte să-mi fac eu. Cum mai eu, Cizmaru.ro, luat de un alt băiat deștept care a vrut să-mi vândă cu 15.000 de euro cu 2 ani și am spus printează-l falsul și... Hai că asta e mai mișto. Cred că se gândea la meserie când a cumpărat. Bun, dacă sunt întrebări... Da, mai face pauză, luăm întrebări acum, dacă sunt întrebări sau. Eu aș vă întreba. Nu uitați că puteți câștiga unele de cele 3 sticle de vin de la Vinescu. Dacă nu le iau sticle, dacă... V-am spus că cum evaluezi valoarea paginii, că ne-ai dat exemplu de la Antifrig și acolo zici că nu are nicio legătură cu produsul, dar totuși ziceai că tu ai KPI. Ce KPI ar avea un astfel de pagini? Nu știu ce KPI au ei la Antifrig. O chestie de genul ăsta pot să evaluez pe interacțiune și... engagement, adică o faci fix de fun, fix de awareness, să-ți vină lumea să entertain the nation acolo. Pentru vă calvastru. Probabil au și altă pagină mai serioasă. Sigur, nu l-am căutat, n-am fost curios, adică mie m-a făcut porcul și l-am luat ca atare. Nu știu care e integrarea și care e strategia lor. Poate au fost strategie din Red Bull. Da. Să facă stand-up peste câteva. Da, să facă altceva. Probabil oricum porcul albastru e un diferențiator, adică și la raft, dacă te duci, îl vezi că, bă, ăsta ești ăsta aia cu porcul. Ok, dar oamenii care cumpără pagina la raft? Oamenii care cumpără, poate eu cred că nu sunt pe Facebook, mă gândesc, abar n-am. Cine a cumpărat poate în ultima lună? Iată, știi? Deci v-am întrebat cum măsori, în cazul care ai un brand care are produse offline, cum măsori impactul pe care îl are Facebook-ul asupra ceea ce se vinde offline? Păi, nu știu, poți să faci un sistem de voucher, să le dai un discount ăstora care vin exclusiv din Facebook, sau poți să, nu știu, dacă ai trial pe ceva, să mărești trial-ul, tot la fel, motorul la Big Defender, că e cea mai vezi. Certă și mișto experiență pe care am avut-o, am mărit trial-ul de la 30 la 90 de zile pentru oameni pe Facebook, să vedem care e faza. Și am fidelizat foarte bine pe chestia asta, tăind în același timp măcăciunile, știi? Adică lumea atunci, ok, e gratis, dar mărim trial-ul. Și a crescut numărul de instalări substanțial, s-a văzut chestia asta. Mă gândesc, dacă ai produse offline, poți să dai niște vouchere, poți să faci niște blitzkrieg-uri astea pe... Okay. Ce aduce clientului, că asta mă întreabă pe mine. Ok, avem o pagină de succes, lumea, am o pagină cu pisici, din păcate. Clientul vinde produse pentru pisici în offline. Ok, toată lumea de like și share la pozele noastre, cum măsurăm în offline că produsul se vinde? Adică reținul are brandul sau este doar de fan? El, pe oameni, dacă nu trebuie un algoritm ăsta, dacă nu dai
niciun instrument, nici o ancoră care să poți corela offline. Băi, ăștia vin după seară pe Facebook, încearcă să faci chestia, să-ți dai voucherul ăla pe Facebook de 5%, de habar n-ar, să dai un pic de mâncare, o chestie. Și în momentul ăla ai cum să cuantifici, băi, din 10.000 de impressions cât am luat, m-au cumpărat 100 de oameni. Hai că nu e chiar atât de rău. Da. Și brand-uri cu un awareness foarte mare, sunt brand-uri de fashion. Pe ce ai pun accentul? Pe concept ca să știe lumea unde să ducă să găsească acele produse sau pe produs în sine? Că aș merge mai repede cu produs în sine. Cu un produs cu awareness și dorit, îl cauți. Uite, de exemplu, o greșeală pe care am văzut-o în ultima vreme e de la Zut. Că iau niște cabine de fericire, îți comanzi mai multe perechi de pantofi, alea sunt drumul tău cabine, probezi ei una și restul se ocupă ei ca să nu aibă costuri cu returul. Nu au comunicat deloc chestia asta. Nicăieri, deși v-am vorbit cu ei și ar putea fi un diferențiator, adică bă, sunt singurii care nu te mai încurcă cu returul care e. Cred că se subînțelege, ce? Că nu te mai încurci cu returul. Da, cred că pe produs da și vândim mai repede. Să mergem doar pentru produse sau trebuie să alternezi mesajul. Când îți faci planul editorial, îl alternezi, nu poți să bombardezi userul numai cu mesaje de produs, la fel că nu poți să bombardezi numai cu catering, adică dacă ești porc, pentru că da, te aștepți la ăștia. Să alternezi mesajul, să mai dai și chestii utile și content alternativ, conex, nu știu, de industrie, uite ce mai a apărut. Și mai e o chestie pe care am observat-o la social media manageri din România, să feresc ca dracu de tămâie să dea alte link-uri decât către site-ul lor pe Facebook. Pune mă, nu știu, ești producător de piese auto și a scos BMW-ul, un model nou, pune link de la BMW și arată, bă, uite ce mișto e. Păi da, bă, dar nu e la site-ul meu, dar cu ce, ce poți să strici dacă dai, da, nu dai la competiție, am înțeles, dar conex. Păi da, voi și ce fac? Păi urma care intră la tine să uită după cuzineți și ce trebuie cu capac de alcool, mai vede ceva, și bă, mai acolo, că e mișto la ăștia, că mai aflu una, mai aflu alta. Da, uite că nu m-am gândit, hai să încercăm. Da, hai să punem 60% obiectul tău de activitate brand-ul și 40 spargi, 10 conex, 10 conținut alternativ. Nu știu, mai ai niște poze din Pinterest și din cu ei și faci un cross promotion. Am și o întrebare, dar de comunicare. Cum comunici cu comunitate să face, se crește foarte greu, dar după aceea sunt valoroase. Mă interesează ce crezi tu că este mai important pentru o persoană care vrea să aibă la o comunitate informația pe care o găsește sau faptul că este angajat într-o discuție, eveniment sau ceva de genul acesta. Face parte din ceva și își găsește acolo prietenii. E chestia de apartenență. Apartenență, nu? Apartenență, că îi găsește cu alții care au aceleași trăiri, idei, concepte asupra realității de lângă ei ca și el. E chestia de apartenență. Doar la Bitdefender. Am probabil aveam cea mai mișto comunitate din România. Adică era comunitate de oameni de pseudo-geeks, adică nu neapărat oameni tehnici care sunt pe Reddit sau pe forumuri, dar ăștia pe Facebook erau acolo, în zona aia gri, de știm una, altă, ne pricepăm. Și de ce zic că e importantă? Dacă aveam o problemă seara la 9, cu pagina de România, cu un bar cu ceva, de multe ori când ajungeam întâlnața la birou să mă uit, erau deja răspunsuri date cu screenshot, cu tot ce era de făcut ca să rezolve, de la aia din comunitate, adică se ajutau foarte, se interacționau foarte des. Da, e chestia de apartenență. Că și eu sunt pe grupuri de buldoci francezi, eu sunt o grămadă de retardați, dar am zis că găsesc acolo niște informații utile de creștere, de comportament, mă rog, dar de asta m-am dus.
fix că m-am mai găsit niște oameni care au aceleași puncte de interes ca și mine. Că venim acolo, asta am și eu o întrebare. Deci, practic, Facebook-ul acum, canalele astea, devine un fel de forum, erau forumurile pe vremuri, punea cineva o întrebare, celălalt unde s-a întrebat. Dar venit, de vreo 3 ani, încep să duc în direcția aia. Eu abia acum am descoperit asta. Nu, e de mult. E de mult pentru că cum ați început toată lumea întrebând ca să aibă dreptate, știi? Și o să revenim exact la forumurile de la Computer Games, dacă mă erai pe acolo, când bine, e durat o ceartă două luni de zile pe același trend de nu s-a mai terminat. Da, da. Nu duc mai aici mi se pare mai degrabă, Computer Games era altceva, aici mai degrabă pasiune, că cum ești tu cu buldozul, eu am o fișlă, sunt pe de fișle, mai sunt și pe niște ceva cu mașini și tot așa. Și da, sunt foarte multe grupuri. Devine deja destul de formă. Un agregator de formă. Da, da, un agregator. Dar le găsești pe toată în aceeași formă. Și mult mai simplu de răspuns, de interacționat cu oamenii, da. Pe formă era Ghiță XXX. Bă. Aici vezi profilul de Facebook, știi cine e, vezi dacă... Da. Deci asta e chestie mișto să creezi o comunitate și să ții acolo. Și să ții acolo și să o hrănești, dar se crește greu, se întreține greu, dar e mișto sentimentul ăla când o ai și o vezi că se mărește, că îți crește. Domnul Munteanu, nu vă supărați că vorbim și noi aici. Mai aveți ceva de băgat? Deci, lucruri? 5 măsă. Avem o pică de bine de lei și... Întrebare. Știi pe ce da Schont? Da. Schont, nemți. Da. Ok. Știi ca un device, ca lui Zimover, de îndepărtat calea motorului. Ok. Cum ai face comunicarea curajoasă? Cum ai numi o comunicare curajoasă pentru ei, pentru comunitatea lor? Nu știu, asta sunt chestii de discutat după ce faci o analiză de context, de insight, să nu știu, de ajungi care ți-e target-ul, care e mai acum nu poți să... Și după ce semnează cu tine un contract? Da, după ce semnează un contract cu un NDA, nu știu să-i zic acum să-mi vină imediat o idee de chestii curajoase. Nu știu, probabil m-aș apuca să expoliez străzile de asfalt. Uite-mă cât de bun suntem noi. Că au și capete de diamant sau ceva chestiile alea, nu? Da, repet, toate tâmpeniile astea sunt făcute pe o analiză, știi, înainte. Azi vedem care e contextul, care e insight, unde mergem, către cine. Că dacă aia de la Oreo vindeau, nu știu, pastile de prostată, nu se mai ceau că Oreo e gay în prima zi. O și ei altfel, poate. Bun, eu nu spun să dea sunt mai avem timp să discutăm 5 lucruri, dacă nu 10. Ai ceva de adăugat? Sau are cineva altceva de adăugat? Nu? Nu? Eu mai timid în public și nu știu exact. Poate fost tot? Mă duc la aniversare, de-aia tot pe la casa a fost. Care dintre sugestiile pe care le-ar avea și atunci alea ar putea fi discutate într-un, să zicem... Bineînțeles, o puteți scrie oricând sugestiile pe care le-a dus făcut cu lumea SOPP și atunci vor fi discutate și elaborate de o comisie prezidată de domnul Munteanu alături de... Olivier, ok. Mersi. Mulțumim frumos. La final mai avem o pauză publicitară. În primul rând vreau să vă mulțumesc vouă că ați venit în țara aici. O să-l dau, o să-l dai. După o dată obișnare, ții sunt sponsor. Dar trebuie să-l zici și după aceea. Bun, deci ne vedem pe Facebook, 2800 de oameni de comunitate. Pe lumea seobpc.ro, acolo găsiți și poze de aici și filmulețe. Deci dacă vreți să vă vedeți cum ați arătat, mie îmi place. Noi vreau să văd când eram acolo, scenă, pe scenă sau mânză, pe scaun, mă uitam. Acum sper să mă văd din nou. Bun, mulțumim sponsorilor, Conversion & Ready, Vinescu.ro, WebDigital, două operare de targeting și Digital Workforce. Și evenimentul nu a putut exista fără partenerii media, Creative News, Digital Media, Impact Hub, iQads, Profit Share, SEO, SEO Monitor, Soft Lead și Web Armada. Vă mulțumim și acum dăm vinurile. Elena? Cum te duci? În Marcheș del Turia, pam pam, aaa, plăcere, te la Vinescu, cum vreau. A doua zi, pentru că vii avut. Pentru? Pe bune? Deci, El Miracle. Da. Bun. Eu.
cine este prima dată la lumea să vă Hai, fugim pe aici. Cine este la 8-a oară la lumea să vă vece? Câte trebuie aveți tag manager implementat pe site? Ok? Ok, 1, 2, 3 a zis? Ok. A pus în pe. Cine... Bună și să fiți spus, am dat și videole, vă mulțumim frumos și ne vedem săptămâna viitoare. Luna viitoare, nu vreau să fie săptămâna, da. Și de obicei acum să merge la o băut aici, centru vechi, cineva să arag, bere, vin, ne cunoaștem mai bine și tot să luăm ceva.